La mai bine de 20 de ani de la despărțirea de Carmen Șerban, Leo de la Strehaia a dezvăluit ce a aflat despre artistă. Cântăreața s-ar iubi cu un coleg de trupă Leo de la Strehaia și-a amintit chiar și de relația pe care a avut-o în urmă cu an bun, cu Carmen șerban și a făcut o serie de dezvăluiri despre aceasta, dar și despre faptul că o ultimă afirmație cântăreței la adresa lui l-a supărat foarte tare. De asemenea, întrebat de către moderatorul emisiunii dacă mai știe ceva despre fosta parteneră de viață, Leo a dezvăluit doar că artista ar avea o relație cu un coleg de trupă, care ar fi mai mic cu mult față de ea. Deci, Carmen Șerban, am zis și pe canalul meu de YouTube. M-a deranjat foarte tare ceva la ea după 25 de ani în care am fost eu cu ea să vină să-mi spună acum, pentru că atunci la vremea aia îmi trebuia un certificat medical și i-am ajutat să iau acel certificat medical și acum după 25 de ani îmi spune că nu știu dacă am voie să folosesc aceste cuvinte la tine pe canal. Zice că am certificat că sunt nebun și că nu știu ce. S-a luat de mine. A scris într-o postare și m-a deranjat foarte tare. Acum te întreb eu despre Carmen Șerban pe tine, dacă o femeie la 52 de ani, că e născută în 71, câți ani are? 52, da. Cum poate să aibă gagic de 25 de ani care cântă la taragoată la ea? Are 25 de ani și 50 de ani. Dacă unul ca mine ia o fată de 16 ani, 17 ani, 18 ani. Ia că și-a luat un bărbat de 25, a spus Leo de la Strehaia, în cadrul emisiunii Fiță cu Adiță.